Hei bună! Eu sunt Anca și bine v-am regăsit sau v-am găsit la un nou video. Astăzi sunt super happy așa pentru că în sfârșit filmez un video care mi-e place super mult să îl urmăresc și anume ce se află în portfardul meu și mai exact ce se află în portfardul meu atunci când călătoresc. Mi-au plăcut aceste videouri, cred că din totdeauna și am învățat super mult din ele și am ajuns cumva așa de la avea un portfard cât jumătate de bagaj, complet inutil, pentru că îmi dau seama clar că nu le folosesc pe toate, la avea doar strictul necesar, doar ceea ce știu că am nevoie. Desigur, portfardul meu depinde mereu și de perioada în care plec, de fapt de ce perioadă sunt plecată și cu ce plec. Pentru că atunci când plec cu avionul, încerc să îndes absolut tot ce am nevoie într-un portfard așa mai micuț. Iar atunci când plec cu mașina, mă mai răsfăț puțin, sau să zic mă lăfăi, mai bine spus. Da, și vă spuneam că sunt super fericită că în sfârșit filmez și eu acest tip de video, care mie una îmi place super mult, și mi-am pregătit cumva portfardurile. O să întorc eu imediat camera și o să vă arăt așa mai în detaliu ce se află în ele, pentru că știți că îmi place așa cumva când vorbim de anumite chestii, să le filmez mai pe ele, nu și pe mine. Și o să vorbim atunci când intrăm în portfarduri ce și cum am ales și de ce am ales așa. Asta deoarece mi-am gândit aceste portfarduri să îmi fie utile cumva mai mult în următoarea perioadă. Asta deoarece în momentul în care voi o să vedeți acest video o să fiu puțin plecată, cam 5 zile, efectiv chiar o să fiu plecată. Și cred că dacă mă urmăriți pe Instagram, aflați până în acest moment și unde. O să fiu 5 zile în Salonic, în Grecia. Iar apoi la finalul lunii iarăși o să mai plec o săptămână, așa că m-am gândit, ok, îmi fac portfardurile o singură dată și le am pe ce perioadă am nevoie eu în viitorul apropiat, ca să nu s-ar fie care dată, a, dar ce eu cu mine, a, dar ce-mi pun în portfard, a, de nu știu ce. O dată și bun și gata. Bun, și cam asta partea de introducere și o să vă las eu imediat să vedeți ce se află prin aceste portfarduri ale mele. Bun, și am luat aici lângă mine, practic toate portfardurile pe care o să le iau la mine, sunt 3 și o să intrăm în ele pe rând, pe rând și cât când întâi de toate o să începem cu acesta în care se află produsele de make-up și ca să scap eu de aici de lângă mine, pentru partea de perie de păr o voi lua pe aceasta, nu mai știu, cred că mi-am luat-o la un moment dat din Primark sau ceva de genul, o chestie asemănătoare și îmi place super mult cum se comportă. Dacă nu iau pe ea, o să-mi iau peria de la pharmacy. Apoi, aici în case-ul acesta, ca să-i spun așa, de la Jumbo este el luat, da, îl am de ceva timp și îl tot folosesc, mi-am pus câteva pensule și desigur, poate îl desfac eu și de unde e normal. Și nu mi-am luat super multe pensule la mine și o să înțelegeți imediat când ajungem la make-up de ce, dar în caz de mi-am luat-o pe aceasta pentru a o folosi pe pentru blush și pentru partea de highlighter. Una de aceasta este de la Avon, pe aceasta de la Ebeline pentru partea de pudră și pudră bronzantă dacă vreau să folosesc și câteva pensule din acestea așa micuțe, cea de sprâncene, desigur, de la Avon, care îmi place super mult și v-am mai tot repetat, pentru fard, una din aceasta dublă de la Oriflame, una micuță tot de la Oriflame, de la Giordani Gold, pentru partea de a aplica fard sub ochi, în colț, cum am nevoie, și una din aceasta așa fluffy pentru blending, dar eu o folosesc în ultima vreme și pe toată pleoapa, la, să zic așa, zisul machiaj pentru vară. Și ca să înțelegeți care e treaba cu machiajul pentru vară, aici în acest portfard am produsele de make-up, vă spuneam. Mi l-am luat de mult, de ceva ani, cred că din New Yorker, Bershka, unul din aceste magazine, nu mi-mi mai aminte 100% și eticheta știu că i-am tăiat-o. Și el are așa două compartimente cu fermoi și transparente în partea din mijloc, ceea ce îmi place super, super mult la el și asta m-a atras în primul rând la el. Iar aici mi-am pus produsele pe care le folosesc cel mai mult și aici produse, să zic așa, de rezervă și produse pe care le folosesc cel mai mult și anume parfumul. Mi l-am luat pe acesta micuț de poșetă de la Avon, este cel Rebel and Diva. Este un parfum pe care l-am încercat eu avându-l și în varianta mare și am văzut că e ok, mă înțeleg cu el pe perioada aceasta mai caldă. Așa că da, am zis că are, cât are el? 10 ml parcă?
Da, are 10 ml, așa că va fi de ajuns. Apoi, vă spuneam partea de machiaj minimal, asta deoarece de când s-a încălzit afară, eu efectiv folosesc doar 3-4 produse pe partea de make-up. Și anume, pe ten folosesc acest BB de la La Roche-Posay cu 50 plus factor de protecție și este și puțin colorat, dar prima dată când îl vedeți, este super portocaliu. În momentul în care îl aplic pe ten, uniformizează nuanța tenului și nu se vede portocaliu. Asta dacă am pielea bronzată. Dacă nu am pielea sau nu aveți pielea bronzată, cred că se va simți acel portocaliu din el, dar îmi place și l-am ales și l-am căutat, sinceră să fiu, că nu-l găseam să-l cumpăr prin farmacie, așa că până la urmă mi l-am comandat de pe site-ul unei farmacii, de pe Minifarm, parcă, pentru că este potrivit și pentru zona ochilor. Poate fi aplicat și sub ochi, dar și pe pleoape, ceea ce efectiv chiar căutam pe partea aceasta de SPF un produs. Iar apoi, de regulă, aplic doar pe partea de sprâncene un produs și mi l-am luat pe acesta de la Catrice, care este și waterproof și vine așa cu pensulă și îmi place super, super tare cum lasă sprâncenele și cum se comportă. Iar în zilele în care, să zic așa, vreau și puțin rimel, îl am pe acesta tot de la Catrice, este cel Glam & Doll, cu rezistent la apă și are periuța așa, v-am mai vorbit eu prin videouri despre el, este unul dintre preferatele mele și îmi place super, super mult cum se comportă și, desigur, un balsam de buze și l-am pe acesta cu karité, cred că este, da, de la Yves Rocher, pe care îl tot folosești de regulă pe el, îl cam țin în poșetă, acum l-am pus aici în parfum ca să vi-l arăt. Și o oglinjoară, ce îmi place super mult la această oglinjoară, că aici are oglinda, dar pot să o fac cumva și așa și să stea dreaptă pe măsuță dacă am nevoie, ceea ce mi-a plăcut super mult de la ea. Dintr-un magazin chinezesc ceva este cumpărată, deci n-aș ști să vă zic pe unde o găsiți sau am cumpărat-o eu din... No, dintr-un magazin chinezesc ceva. Bun, și cam astea ar fi produsele de make-up pe care le folosesc cel mai mult și practic aș fi putut să le iau doar pe ele, deci 4 produse, pentru că da, dacă este foarte cald afară, 4 produse mie îmi sunt total de ajuns. Dar am zis că în caz de mă apucă, că pe mine uneori mă mai apuc așa, să mă machiez, să folosesc și alte produse, mi-am mai luat câteva produse la mine, vă spuneam, merg cu mașina, deci nu sunt cumva limitată pe partea aceasta de lichide, cum aș fi fost în cazul avionului. Așa că pentru partea de ten mi-am luat acest CC cream de la Giordani Gold și el are SPF 30 și 5, care îmi place super mult. Și corectorul de la Essence, cel Skin Love Sensitive, îmi plac și ele super mult pentru perioada aceasta, dar nu când este extrem, extrem de cald afară, pentru că atunci nu prea suport machiaj pe față, așa că de-aia le aleg pe acelea. Mi-am luat și pudra aceasta transparentă, așa, de la Essence și ea este rezistentă la apă, deci cam încercat să aleg cumva produse din acestea care sunt rezistente la apă și sunt waterproof și nu se transferă. Mi-am luat și, cum îi spune, pudra aceasta bronzantă de la Yves Rocher, cea care se află și în Project Pen, ca și paletă și pentru partea de blush și highlighter. Desigur, am luat-o pe aceasta de la Oriflame și vă vedeți pe mine, bună, bună, care îmi place super mult, vă spuneam eu că mi se pare perfectă pentru călătorii. Am fardurile aici, am blush, am iluminator, ceea ce este super pentru mine și ocupă foarte puțin loc. Desigur, pentru a folosi înainte de fard, mi-am luat un fard din acesta stick cremos de la Oriflame, v-am înnebunit eu cu el. Și pentru buze mi-am luat doar două produse și l-am luat pe acesta de la Avon, care este așa 2-in-1 și poate vine cu burețel și poate fi folosit atât ca ruș cât și ca blush. Eu l-am folosit de câteva ori și ca blush și mi-a plăcut, acum în ultima perioadă, așa că am zis că ok, poate dacă folosesc minimul acesta de make-up și vreau și ceva în obraj, îl pot folosi și pe el. Dar și pe acesta de la Kiko, care îmi place super mult și este perfect, sinceră să fiu, cel puțin pentru mine în perioada aceasta, mai ales cum lasă buzele și le și hidratează, am observat lucrul acesta. Bun, și cam aceasta ar fi partea de make-up.
Apoi mai am aici două parfumuri din acestea transparente, despre care vă spuneam eu la începutul videoului că dacă ai fost să merg cu avionul, mi-aș fi limitat totul la un parfum de genul acesta. Asta pentru că, na, știți că există ceva restricții de cantități pe care le puteți lua după voi pe partea de lichide, așa că, da, ar fi fost foarte minimalist și poate avem ocazia la un moment dat în viitor să filmăm unul și pe partea aceasta. Și de ce am două? Îmi place să mi le separ atunci când se poate și acum chiar mi-am dorit să fac lucrul acesta, să-mi pun deoparte într-un porfard produsele pentru ten, pentru îngrijirea tenului, curățare, hidratare și în cealaltă parte extra chestiilor care merg în baie, cum le spun eu. Așa că haideți să începem întâi cu acest porfard pentru ten și da, vă spun, deși am o groază de porfarduri, dacă n-ați văzut clipul cu ce porfarduri am, o să vă las linkul în descriere. Mai mereu, cel puțin pe partea aceasta de chestii care sunt lichide, eu mă îndrept către porfarduri de genul acesta transparente, care știu că protejează produsele, iar în caz de curge vreunul, nu se va întâmpla nimic și se va cureța foarte ușor porfardul. Bun, acesta este de la, cred că de la Sephora este, dacă nu mă înșel. Nu-i mai găsesc. Ah, ba da, i-am găsit eticheta. Și îmi place super mult. Venea, cred că a fost un kit ceva la un moment dat, dar îl am de super, super mult timp, de ani buni. Și în primul rând îmi iau un prosopel pentru față, pentru că dacă la partea de prosop de corp nu sunt pretențioasă, la partea de prosop de față, da, sunt pretențioasă. Apoi, mi-am mai pus aici o cremă așa micuță pentru protecție solară, pentru ten. Mai are foarte puțin în ea și am zis că dacă vreau doar cremă în vreo zi și nu vreau BB cream să o am, să o folosesc. Gelul acesta pentru coșuri, pentru că da, mască, pentru că este cald afară și se întâmplă să îmi apară. Apoi, pentru partea de demachiere, mi-am luat această loțiune micelară de la Bioderma. Eu am mai folosit-o în trecut, am avut-o în cantitate mare și știu că mi-a plăcut super mult pe ten, dar nu mai mi-amintesc eu, sincer, să fiu foarte bine dacă demachia ok și produsele waterproof. Am văzut pe site când am comandat-o și scrie și pe ea că arde machiaj și partea aceasta, dar sper să fie ok și să nu am probleme în acest punct de vedere și să-mi curețe machiajul waterproof, în special rimelul, că acolo e problema mea. Apoi, într-un recipient din acesta așa micuț, este dintr-un set de la Pepco, care are cred undeva 50-60 de mililitri. Mi-am pus gelul de curățare de la CeraVe și mi-am pus aici, cred că mi-ajunge cantitatea aceasta, sincer, să fiu la cât folosesc eu odată din acel gel, chiar îmi va ajunge o perioadă bună. Cred că mai folosesc și după ce termin să folosesc aceste porfarduri în perioada următoare. Iar pentru ten mi-am luat crema de zi și crema de noapte de la Oriflame, cele din gama Urban Guard 3D. Îmi plac super mult, mi-au plăcut cum s-au comportat pe tenul meu, așa că am zis că să le iau cu mine. În cazul lor, m-am gândit inițial să-mi pun în ceva cutiuțe așa micuțe produs, dar am zis că pun odată, după aia iar fac refill. Dacă tot pot să le iau așa în cantitatea lor normală, au cred că 50 de mililitri fiecare, am zis că să le iau așa, oricum o să rămână în parfum și le folosești data următoare și le folosești după aia când vin acasă. Și este mult mai ok și prefer să nu scot produsul din ele, dacă se poate să evit acest lucru. Iar pentru ochi mi-am luat crema aceasta de la Royal Velvet, de la Oriflame, care mi-e place super, super mult și mi se pare chiar foarte ok pentru mine acum în perioada de vară. Iar aici, în acest suport de absorbante, care desigur cred că vă este foarte cunoscut, am dischetele de machiante. Am o dischetă din aceasta mare de machiantă de la I Love Eco, comandată de pe site-ul de la TerraWell, și o dischețică din aceasta, pe care o folosesc, vreau să o folosesc ori pentru zonele acestea în care ajung mai greu, o să o folosesc în zilele în care nu pun foarte mult make-up. Am zis că ok, să am și una de aia și una de aia și le-am pus în acest suport pentru că mi se pare că stau foarte ok, atât pe partea de transport și nu se ating de alte chestii sau așa, cât și apoi, când o să fie udă, pot să o las aici, las cutiuța deschisă și se usucă și nu e nicio treabă, nicio chestie. Apoi, în porfardul cu diverse, am eu aici mai multe chestii și o să intrăm imediat și în el. Îmi place super mult și el, îl am de foarte mult timp. Cred că tot așa de printr-un magazin chinezesc ceva. Știu că în perioada aceea încă nu apăruseră foarte mult pe piață
aceste porfaduri transparente, deci da, cred că vorbesc de mai bine de 7 ani, undeva pe acolo. În fine, și am în primul rând elastice, pentru că desigur vară, iar părul meu uită cum este să mai stea desfăcut. O bentiță pentru atunci când, nu știu, mă machez, când mă demachez să am să-mi țină părul. Da, 2 bicuri. Nici nu mai știu, unui bicu, nu, nici nu mai știu ce este, sinceră să fiu. Le am de regulă în cutia, în porfardele pun acolo și să le am la mine în caz de, poate am nevoie. Câteva bețișoare din acestea de urechi, încă mai am din acestea de plastic, dar următoarea achiziție, care va fi partea aceasta, va fi de bețișoare din bambus. Sigur, pastă de dinți și periuță, mereu îmi place să-mi iau varianta aceasta travel și pe ele le țin separate într-un porfar din acesta și de regulă porfardul acesta doar pentru partea aceasta de pastă de dinți și periuță îl folosesc. Eu am o cutiuță în care îmi țin de regulă chestiile acestea de travel, cum ar fi porfardurile pe care le folosesc foarte des, desigur. Apoi recipiente de genul acesta în care să-mi pun produsele. Așa că da, porfariul acesta stă întotdeauna acolo și când am nevoie doar vin și îmi pun partea de periuță și periuța este așa micuță tot de travel. Și nu mai știu sincer de unde mi-am luat-o, dar am cam tot văzut prin diverse magazine genul acesta. Așa că da, o să vină și ele cu mine. Și iarăși că vă spuneam de cutiuța cu chestii pentru travel, am mereu un porfar din acesta micuț făcut cu chestii utile, din acesta pentru unghii, pe care îl mai folosesc eu să-mi curăț unghiile, pensetă, o pilă, desigur pilă am și în poșetă, din aceasta de carton, mai mereu, o unghieră, o forfecuță și 2 seturi din acestea de cusut, cred că le-am de pe la ceva hoteluri, dacă nu mă înșel. Și da, îmi plac, chiar îmi plac super mult și sincer să fiu, cred că unul din ele o să-i și desfăcut, așa că da, le țin mereu aici, l-am mereu acest porfer de-l făcut și gata la îndemână, doar să-l iau și să-l folosesc. Deodorantul mi l-am luat pe cel de la Activel, vă tot spuneam eu că îmi plac în ultima vreme super mult acestea și pentru mine sunt foarte eficiente, așa că da, vine cu mine. Mi-am luat și o cremă de protecție solară pentru partea de brațe, piept, sunt să-mi aplic dimineața. Este cea de la Oriflame, o luasem eu la un moment dat, cred că pentru a înlocui taxa de transport și vă spuneam că atunci că sper să nu aibă pelicula albă, nu are, am încercat-o, nu lasă pelicula albă, se absorbe foarte bine și rapid în piele și nici nu se lipesc hainele de ea, așa că da, am zis că ok, merge cu mine. O cremă de mâini pe care am luat-o așa în variantă foarte mică în cazul în care vreau cremă de mâini sau am nevoie de ceva cremă de corp, că mi se usucă pielea pe undeva sau în fine. Sau am o cremă din aceasta micuță și hidratantă la mine. Iar aici mai am 2 chestiuțe. Desigur, într-un recipient din acesta de la Sephora, pentru că am avut seturi din acestea de recipiente cu timpul din mai multe locuri. Unele s-au stricat, pe unele încă le mai am și acesta este un recipient de la un hotel. Știu că am folosit ce era în el. Iar acum am aici șamponul pe care îl folosesc eu mereu, mai exact cel de la Avon, din gama Advanced Technique cu cel Supreme Oils. Așa că mi-am pus aici să am la mine la o cantitate, cred că o să mă ajungă ea de mai multe ori, dar să am la mine, în caz de am nevoie, 30 de mililitri are această sticluță și îmi place super mult, iar eu de regulă pe la hoteluri când folosesc chestiile acestea de gel de duș le iau, cutiuțele, recipientele, le păstrez pentru că sunt foarte practice pentru partea aceasta de travel, eu oricum le aruncă, fiind folosite și desfăcute. Și vă spuneam de gel de duș, aici mi-am pus gel de duș doar în caz de să îl am la mine. De regulă folosesc gelul de duș de pe la hotel, nu am pretenții pe capitolul acesta, dar s-a mai întâmplat, cred că odată de două, să nu-mi placă mirosul sau textura, așa că prefer să am și eu ceva de rezervă. Bun, și cam acestea ar fi produsele pe care eu le voi lua cu mine în porfarduri de data aceasta. Sincer, mi se par multe aceste 3 porfarduri, dar în același timp mi se par super puține față de ceea ce luam și căram după mine cu alte ocazii. Cam asta a fost cu ce se află în porfardurile mele, că nu pot să spun doar în porfardul meu. Și cumva, da, eu, deși am o groază de porfarduri din acestea, fie mai mari, fie mai mici,
Chiar vă invit să vedeți colecția de părfaturi dacă n-ați văzut-o de până acum. O să vă las eu linkul în descriere. Văd că mereu tind să aleg mai micuțe, să le sortez așa cumva pe categorii și să știu că le am mai la îndemână. Și mai ales faptul că încap în bagaj, le pot băga prin locurile cumva neocupate din bagaj și nu ocup așa foarte mult spațiu cu ele. Bun, sper că v-a plăcut acest video și poate că v-a fost și de folos. Eu vă spuneam și la început că mie în timp mi-au fost de folos aceste videouri, sinceră să fiu. Așa că poate v-a ajutat și pe voi. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!